La PC Garage te echipăm gratuit. Primești 4 cadouri la orice PC de gaming. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din The Long Drive. Iată din nou joculețul ăsta și după cum vedeți avem ceva foarte, foarte special, oameni buni. S-a băgat Dacia în joc oficial. Nu e niciun mod, nu e nimic, e oficială treaba. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu The Long Drive. Și în afară de chestia asta, în noul update, mai nou acum avem posibilitatea să facem mașinile nou-nouțe, adică să scoatem rugina din ele, să le vopsim, să le recondiționăm practic. Și chestia asta n-am mai văzut-o până acum în jocul ăsta, așa că da, probabil o să merg pe varianta asta cu farurile așa, pentru că bunicul meu avea o mașină exact la fel când eram eu mic și țin minte și acum că mă plimbam cu ea. Dar da, oameni buni, nu știu, e foarte, foarte interesant update-ul. Hai să vă arăt, deci o să facem în felul următor. O să vă arăt, am strâns aici niște obiecte. Și avem așa, avem unul de ăsta, ok. Avem vopsea, avem de ăsta în primul rând, foarte important și ăsta. Și ce trebuie să faci tu ca să-ți arate ție mașina frumoasă? Te duci așa în fain frumos, dai așa pe ușă și deja începe să arate mai bine. Observați? Hai să vedem pe unde mai putem să mai scoatem rugina. De pe aici prin spate, avem și trafic, bineînțeles. Bă, dar vreau să văd, știu că sunt unii dintre voi care nici bine nu începe episodul și voi deja apăsați acolo pe butonașul de like. Vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru și la acest episod. Și hai să facem Dacia asta să arate blăniță de urs, frate. Blăniță de urs vreau să o fac. Ia uite-o, uite, deja începe să arate mult mai bine față de cum era la început. Putem să o facem și pe asta, să o aranjăm și poate să o plecăm pe drum. Ia să vedem, merge? Poate pe asta nu merge să o fac, dar nu înțeleg de ce n-ar funcționa. Asta oricum e într-o condiție mult mai bună decât asta. Dar acum ce trebuie să facem este să, stai așa, să-mi pun asta la loc. Să-l aruncăm acolo, de exemplu. Că l-am aruncat, dacă e. Să-l pun aici, să nu ne incomodeze. Și acum facem așa. O să dăm cu niște soluție. Și am să vedem dacă putem să dăm cu buretele. Ia să folosim buretele, să vedem dacă funcționează. Și acum dăm cu buretele. Hopa, ce vorbești? Deja altă viață parcă. Dă-i cu niște soluție, țac, țac. Dă-i cu buretele. Mamă, ca nouă zici că e. Dar bine, încă mai am de lucrat la ea, vă imaginați și voi. Dar ușor, ușor, o să reușim să facem trebușoara trebușoară, să arate blăniță. Mai dă-i puțin și aici, mai dă-i cu buretele. Buretele se face din ce în ce mai subțire și la un moment dat nu o să mai funcționeze. Deci deja cred că nu mai funcționează, trebuie să-l aruncăm. Și trebuie să luăm altul. Hai să vedem că mai aveam eu bureți pe aici. Avem cu burete acolo în spate, dar nu știu că pot să-l iau eu, că e cam prea în spate. Ha? Și vrea să iau buretele ăla, dar nu prea reușesc eu să ajung la el, frate. Am intrat cu totul în portbagaj, e nebun. Ok. Și hai să vedem unde avem nevoie să dăm cu buretele. Uite aici. Gata, acum funcționează, vedeți? Și trebuie să ai buretele ca lumea. Mai am acolo jos niște rugină. Bă, dar începe să arate mult mai bine, frate. N-am ce să comentez. Adică chiar n-am ce să comentez. Ia să vedem, aici putem să îndreptăm puțin? Da, da, da. Nu știu dacă aici putem să mai îndreptăm, că vedeți că mai are încă niște urme. Wow! Nu te cred cum arată mașina! Deci poți să o faci și mai lucioasă decât atât? Wow, tăticule! Ce vorbești? Cea mai frumoasă Dacia din lume o să-mi fac. Cea mai frumoasă și cea mai arătoasă. Dar cred că da, s-a dus și buretele ăsta. Deci bureții ăștia se duc extrem de repede. Se folosesc extrem de repede. Vreau eu să-mi iau și buretele ăsta de aici, că e singurul burete pe care l-am mai am. Să face noapte în curând, dar nu contează că noi ne facem Dacia frumoasă, ok? Noi ne facem Dacia frumoasă și arătoasă. Eu nu cred că am avut vreo mașină în The Long Drive până acum care să arate atât de bine. Uitați-vă puțin cât de bine arată. Ok, să trecem și la vopsit imediat, dar mai întâi vreau să trecem la condus. Că până la urmă suntem în The Long Drive, corect? Chit că acum la început am făcut altceva. Dar îi dăm drumul și să vedem cum merge. Mamă, totricule, cum se duce? Cum se duce mașinuța asta? Nu prea te joci cu ea așa dacă e. Se mai întâmplă bug-uri în trafic. Ăștia cred că au făcut ceva accident, habar n-am. Se face și noapte în curând. Dar mașina asta se duce destul de tare. Adică cred că se observă deja că se duce blăniță de urs. Era o piatră acolo. Nu știu exact cum am reușit să o evit. Uitați-vă ce frumoasă e, mă, frate. Bine, n-am reușit să o fac toată încă. O să vedeți, o să mai lucrăm la ea în episodul de azi. Dar mă duc 160 la oră, ești nebun.
nu știu exact, văd acolo o clădire în față, bă, dar mă orbește soarele ăsta, frate, nu văd nimic. Ar trebui să ne oprim și să facem să dormim. Dar cred că o să ne oprim la destinația aia acolo. Dar nu știu, vă gândeați vreodată că o să bage Dacia în joc? Adică, au băgat mașini de-astea vechi și, în general, mă gândeam, i-am spus developerului, bă, bagă și tu Dacia, lumea vrea Dacia și n-a băgat nimic, nu s-a întâmplat nimic. Bă, și acum, dintr-o dată, hopa, Dacia în joc și nu doar o variantă, ci două variante. Deci, da, dacă vă luați și voi jocul ăsta, oficială treaba, aveți Dacia în joc. Este random dacă ți se sponează sau nu, dar știți voi, în jocul ăsta totul este random până la urmă. Punem și noi o frână aici, fain frumos. Hai să vedem că nu mai știu de pe care noptam. Prește motorul. PV? PV, falling asleep. Ok. Hai să dormim. Văd că e o lumină acolo, nu știu exact ce e. Dar vreau să-mi fac Dacia asta din ce în ce mai șmecheră, frate. Din ce în ce mai șmecheră. Și vreau să o vopsesc, să o vopsim în roșu? Ar fi o variantă. Hai să o facem și aici, uite, așa frumos. Țac. Dar roțile, mă, roțile, nu știu dacă pot să scot rugina din ele. Ia stai o secundă, că sunt foarte curios eu de chestie. Hai să iau peria. Așa, peria trebuie să o punem în inventorie și hai să frecăm puțin bara asta din față. Merge oare să o facem și bară? Încerc să scot rugina din bara asta, dar nu prea iese, frate. A, uite că merge! Wow, frumos, mă, frate. Păi așa poți să-ți recondiționezi practic orice mașină. Adică, nu, dacă ai ustensilele necesare, îți dai seama că nu o să fie problemă să-ți faci mașinile cum vrei tu. Și acum cum funcționează asta, nu știu. Că n-am încercat până acum, bă, să nu mă calce vreunul. Și acum vopsești piesele. Mamă, de ce roșu aprins. Mamă mea, deci mi-o fac toată roșia aprins așa. Ce vorbești, mă, cât de frumos iese. Cât de frumos iese, nu cred. Ok, o să mai lucrăm la ea. Momentan trebuie să facem și alte chestii, știți bine. Așa, hai să punem ăsta înapoi. Apropo, iepurii te pot omorâ. Ok, am descoperit chestia asta în episodul anterior. Deci, în cazul în care vă jucați și voi de long drive, nu vă prea duceți pe lângă iepuri. Puteți să le dați cactus și să se împrietenească cu voi. Dar este un risc, adică unii vor să se împrietenească, iar alții nu. Și atunci, cred că e o idee bună să aveți mare grijă când faceți chestia asta. Dar hai să ne găsim ceva bun. Ce e, mă, chestia asta? Uite, o perie. O perie, ba nu, e o perie, un burete. Și burete cam am nevoie de bureți, că ați văzut și voi că se termină foarte, foarte rapid bureții. Nu știu de ce. Mai e ceva pe aici ce am ratat? Nu cred. Mașinuța noastră este perfectă. Hai, treci și tu acum, treci! Și mai avem de vopsit părțile astea, trebuie să-mi, chiar așa, ia să vedem. O să-mi fac roțile, să văd că merge să le fac. Trebuie peria asta. Scoate peria, pune, ăsta vreau să-l pun acolo. Punem aici, ăsta vreau să-l pun și pe el tot aici. Haide! Nu or să mai băguiește așa, dar hai că ne descurcăm până la urmă. Luăm peria și hai să-i dăm pe roți, să vedem dacă merge să facem. Ar trebui să poți să faci și roțile, nu? Adică de ce nu până la urmă? Cel puțin partea asta, nu știu dacă cauciucurile o să se facă frumoase. Uite, asta a început să se facă mai frumos. Cel puțin. Eu îi dau pe cauciuc, dar ce să-i facă la cauciuc? Tot așa urât, cred că o să arate. Ăsta nu știu de ce nu merge făcut. A, mi s-a dus peria de tot. Uitați-vă cum arată peria mea acum, nu mai are țepi deloc. Ok, deci trebuie să vedem dacă mai am vreo altă perie pe aici. Altfel trebuie să ne găsim o perie. Uite că mai este una acolo, că o văd. Mai are țepi asta? Nici asta nu mai are țepi. Nu mai face nici asta nimic. Deci, da, se strică itemele dacă le folosești foarte mult și trebuie după aceea să-ți găsești altele. Deci noi nu mai avem acum. Nu mai avem, nu. Hai să vopsim așa frumos. Zac. O mai vopsesc pe asta. Ok. Nu știu dacă trebuie să dai mai mult. Bă, da, cât de frumos arată. Ok, mi-am terminat o cutie de asta de vopsea. Să o aruncăm și vreau un burete. Vreau un burete pentru că am văzut o ușă care nu este finisată încă. Să o finisăm și pe ea. Perfect. Nu știu, să-mi spuneți în comentarii ce culori sau, da, exact, ce culori vreți. Care e culoarea voastră preferată? Scrieți-mi în comentarii. Și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Să strângem și noi acolo peste
nu știu, 20.000 de like-uri la episodul de azi și dacă vă place și dacă mai vreți episoade, eu zic că putem să facem episoade cu The Long Drive o grămadă, frate, pentru că băieții ăștia fac update-uri în continuu și mă bucură din suflet. Am văzut că, adică am postat un episod acum câteva zile cu update-ul anterior și v-a plăcut foarte mult și am zis, bă, au băgat Dacia, mă, n-am cum să nu fac episod, adică e Dacia totuși. Acum, nu știu câți dintre voi ați prins vremurile astea cu Dacia, bine, acum e cu Dacia Logan, bla bla bla, dar mă refer la Dacia asta. Dacia 1310, Dacia 1300, sunt Daciile alea vechi, Dacia care se găsește și prin PUBG, dar ideea este că Dacia asta, eu am mers în ea, fizic, da, ok, bunicul meu avea o Dacia de genul ăsta și eu mergeam cu el la cumpărături, la piață, la nu știu ce, și mergeam cu el și mergeam într-o astfel de Dacie, astfel încât toată zona asta de aici, dinăuntru, mi este foarte familiară, adică nu știu, ca și cum toate amintirile alea vechi îmi revin în minte, știi, de când eram mic. E o chestie de asta nostalgică pentru mine. Acum, eu sunt sigur că foarte mulți dintre voi știți care-i treaba cu Dacia asta, chit că acum nu prea mai e prin oraș, pentru că e foarte veche, dar știu că sunt niște băieți care recondiționează aceste Dacii și chiar le au devenit niște mașini de colecție, aș putea spune. Nu mai știu exact, dar știu că am văzut pe YouTube ceva și chiar români. Bun, hai să vedem, să avem grijă și să ajungem la următoarea destinație și la următoarea destinație o să încerc să vopsesc pe toată, să vedem cum o să iasă. Și să vedem ce mai putem să mai găsim, pentru că vă dați seama că nu am reușit să găsim tot din update-ul ăsta în atâta timp. Eu am încercat să strâng toate itemele pe care am crezut eu că au fost noi nouțe, dar încă n-am găsit, de exemplu, este o busolă pe care am înțeles că poți să se montezi în mașină și o să te ajute un piculeț la navigat. Și mai sunt niște chestii pe care tot așa nu le-am găsit încă iteme noi și pe care tot trebuie să le găsim și o să le descoperim pe măsură ce avansăm. Dar, da, mă simt așa, mă simt oarecum mândru, mă simt mândru că eu m-am tot rugat de developerul ăsta să bage Dacia și știu că erau promisiuni că o să bage la un moment dat. A zis ceva de genul că o să bage, dar nu se știe când. Și deja mă lăsasem așa, zic, bă, nu o să mai întâmplă nimic. Că de la un moment dat nici nu mai a apărut niciun update pentru joc, știi? Dar, na, trebuie să înțelegem până la urmă că a fost perioada asta mai grea, adică, na, fiecare cum a reușit să lucreze în perioada asta. Și atunci, acum din nou au început să apară update-uri și din nou a început să-mi dea un fel de vibe super pozitiv pentru joc și mi se pare că din nou a început să prindă potențial. Chiar nu știu ce mașini. Vă dați seama că stilul jocului nu o să-l permită neapărat să poți să te joci cu un Lamborghini, de exemplu, pe aici, că n-are niciun rost. Dar o să bage din nou mașini de alea vechi. Ce mașini vechi ați vrea voi să vedeți în joc, în afară de Dacia? Uite, de exemplu, eu țin minte de pe vremea aia când erau Daciile, mai era Cielo. Ok, nu știu câți dintre voi ați prins Cielo, dar Cielo era șmecher pe vremea respectivă, ok? Mai era Tico. Și Tico era o mașină destul de... și ar fi interesantă în The Long Drive, de asemenea. Eu am să propun aceste chestii și dacă voi aveți idei, puteți să ne lăsați în comentarii și eu am să le propun de asemenea. Și uite, vezi cum am propus și chestia asta și au băgat-o în joc? Cine știe, poate la un moment dat o să bage și mașini respective și o să fie tare. Hai să vedem, cred că următoarea destinație este chiar în față, da? Frumos, am avut noroc pe drumul ăsta de destinații destul de... oulu. Aulu, am înțeles. E o simplă stație de autobuz, nici n-are rost să oprim într-o stație de autobuz. Am crezut că e o clădire, frate, dar... Și mai era și unde mai autobuzul parcat acolo. În stațiile de autobuz găsești reviste și cam atât. Iar revistele aia nu te ajută la absolut nimic, deci degeaba. Absolut degeaba. Bă, voi ați văzut cum s-a spawnat ăsta în fața mea? Asta e cu Dacia? Păi ia tu cu Dacia, ce faci? Suntem frați de Dacie. Stai pe loc. Stai pe... Nu fac accident cu mine. Ia ce, pune frână nebunul. Pune frână nebunul. Păi asta mă, să parchez, să-mi fac și eu Dacia, să-mi iau. Parcă nu pot să merg cu ea dacă nu e customizată. Suntem aici la Pimp My Dacie. Ok, Pimp My Dacie. Uite ce ruginită e a ta și uite ce șmecherea mea, ok? Bun, deci mai avem niște de-asta. Hai să începem aici trebușoara, să se aplice vopseaua ca lumea. Vedeți că durează puțin, dar la un moment dat își prinde culoarea aia aprinsă, știi, roșu aprins.
Sunt toate culorile, adică poți să-ți faci și verde, poți să-ți faci albastru, ce culoare îți dorești tu, de-aia v-am întrebat ce culoare ați vrea, pentru că problema e că se duce extrem de repede vopseaua asta, adică eu nu știu dacă o să-mi ajungă să pun și pe uși, uite, de exemplu, asta deja mi s-a dus și mai am o singură cutie de vopsea, dar nu știu dacă o să-mi ajungă, sper să-mi ajungă pentru ce am aici. Ok, și dăm puțin și pe ușa asta la altă, ai fă-te și tu roșie. Îmi trebuie o perie, mă, frate, din nou. Mi s-au dus periile alea atât de repede. Nici nu vine să cred. Ok, roșu. Băi, cum arată, mă, Dacia ăsta, ești nebun. Eu n-am văzut o mașină atât de șmecheră în jocul ăsta până acum. Uitați-vă ce bine arată. Mă refer la culoare, la cât de frumos lucește, la... Nu mai conducem vechituri. Conducem o Dacia ca lumea, frate. Făcută tot acâmul. Tot acâmul. Bine, nu mai am vopsea... Am aruncat și ăsta, hai să vedem dacă mai avem ceva pe aici. Bă, mai am burete și cam atâta. Nu mai am perie, nu mai am nimic. Ăsta nici nu mai am nevoie de el. Ok. Intrăm în noua noastră Dacia. Ce poți, mă, să-i comentez la Dacia asta? Și hai să vă arăt înăuntru la motor, că nu v-am arătat. Da, deci asta în momentul de față este una dintre cele mai rapide mașini din joc. Cam așa arată motorul. Sincer să fiu, n-am fost niciodată interesat să mă uit la motorul Daciei când eram mic sau ceva de genul ăsta, să văd dacă chiar așa arata. Dacă voi sunteți familiarizați cu motorul unei Dacii și știți că, da, frate, uite așa arăta, spuneți în comentarii sau poate ziceți, bă, nu arăta așa. Și atunci da. Dar bineînțeles, în stilul de long drive, stai să închid și eu motorul, poți scoate motorul, poți să scoți orice piesă de aici. E la fel ca orice mașină, bineînțeles că poți să scoți chiar și piesele dacă vrei să o tunezi, dar n-are rost momentan, așa. Și poate, cine știe, poate în episodul următor, bă, ce s-a întâmplat? Nu vrea să pornească, nu prea vrea să pornească dăciuța noastră. Poate în episodul următor o să testăm varianta cealaltă cu farurile alea așa dreptunghiulare, știi? Să vedem cum se comportă și aia, că nu știu dacă e diferită, s-ar putea să fie un piculeț diferită. Dar până acum, sincer să fiu, sunt super mega mulțumit de aia. Adică n-am, mă, ce să-i comentez. Merge cu... Uitați-vă ce viteză am. Are, să zice, spre 160. Nu se supraîncălzește motorul. Bă, da, ce mă, ca lumea. E făcută să meargă, mă, frate. Nu ca altele. Că am luat eu în episodul anterior o mașină de... Bă! Ai de capul meu ce mi-a făcut ăsta. Vai de capul tău. Vreau să zic că am luat în episodul anterior o mașină și se supraîncălzea motorul la fiecare, nu știu, mergeam câțiva kilometri, gata. Murea motorul, ieșea numai fumălău din el pentru că era prea fierbinte și nu mai puteai să mergi cu el. Nu se întâmplă chestia asta la Dacia deloc. Bine, probabil dacă mergi și dai așa blană o perioadă de timp, probabil că o să se întâmple la un moment dat, dar momentan nu se întâmplă și să nu zicem altceva. Bă, nu știu exact care a fost faza, ce s-a întâmplat, eu am intrat în depășire. Nu știu a cui a fost vina la faza asta, ăla a lui sau a mea. Pentru că eu am intrat în depășire. Posibil să fi fost o depășire neregulamentară, să zic așa. Și atunci, na. Bun, vopsea. Dar vedeți, am găsit vopsea. Am găsit gravity gun-ul. Vopsea, dar e vopsea, e un fel de maroniu, vedeți? Adică n-am nevoie de așa ceva. Dar acum mi-ar trebui roșu dacă aș vrea să continui cu roșu. Dar poți să faci mașina clown dacă vrei. Am găsit o katana. Poți să faci mașina clown dacă vrei. Și să, na. Uite, vezi? Țac, o iei așa, țac, și o aduci încoace. Hopa, mașinuță. Da, Gravity Gun-ul e fun, vi l-am arătat în episodul anterior, dar e mai mult ceva de distracție, nu e nimic serios. Avem aici ce? Empty. Bine, mă, frate, că mie îmi dai de-astea empty. Asta îmi trebuia mie, măcar am făcut rost de Gravity Gun, știi? Dar, ia stai, ce acolo? Burete pe jos, ce? Am burete gol. Bă, mi-au sărit asta din mașină sau ce? Stai o secundă. Da, cred că mi-au sărit din mașină. Și știu și de ce. Pentru că am luat mașina pe sus cu gravity gun-ul. Din cauza asta. Ia să vedem aici. Ia uite, bă, ce frumos. Bine, poți să spui și radio. Dar radio, când îți spui radio, spui chiar radio din viața reală. Și vă imaginați și voi că în momentul în care faci chestia asta, îți bagă muzică de aia care nu prea e ok pe YouTube și n-avem voie. Și că de asta nu pun radio. Mă, te-a făcut accident, băi. Bă! Ce ați făcut, mă, băieți, mă, trei în linie? Adică, pe bune?
Bune băieți! Da, episodul ăsta a fost așa mai mult să vă arăt ce s-a lansat în update. Cu siguranță vom mai continua și în alte episoade, pentru că mai avem chestii, încă nu am reușit să vă arăt tot. Mai sunt o grămadă de iteme pe care n-am apucat să vi le arăt. Plus că putem să facem în fiecare episod câte o mașină. Ați vrea chestia asta? Să recondiționăm în fiecare episod câte o mașină din jocul ăsta. Adică în episodul de azi, de exemplu, am recondiționat Dacia asta. În episodul următor recondiționăm o Dacia cealaltă, varianta cealaltă. În episodul următor recondiționăm o Lada. Etc. Și după aia le facem pe toate și încercăm să le facem ca lumea să fie, să vedem cum arată. Bă, dar ce-i cu drumul ăsta? Cine a făcut zigzag așa? What? S-a băguit drumul sau ce s-a întâmplat cu el? Că așa ceva nu e normal. Da, spuneți-mi ce părere aveți de ideea mea cu recondiționarea mașinilor. În fiecare episod să recondiționăm câte o mașină. Mie mi s-ar părea interesant și cred că ar fi chiar tare. Dar, da, oameni buni, cam atât a fost pentru azi. Eu unul sper că v-a plăcut. Mamă, ce soare, deși avionul ăla pe cer acolo. Da, eu unul sper că v-a plăcut, iar noi, bineînțeles, ne auzim undeva pe data viitoare. Pa, pa!